Poluare gravă la Ploiești în urma unui incendiu de amploare la un depozit de mase plastice. Aerul a fost otrăvit timp de 16 ore de noxele degajate în urma incendiului, dar garda de mediu nu a luat nicio măsură. Depozitul pare să funcționeze ilegal, dar autoritățile dau din numeri nepăsătoare. Acolo nu este declarată nicio activitate cu impact de mediu ridicat, cum ar fi un depozit de materiale sau deșeuri, deci nu știu ce a ars. Am văzut că erau niște containere de plastic, dar nu știu ce conțineau. Singurele persoane care ar fi putut să ne ofere informații erau doi paznici, dintre care unul era la poliție și unul era prin zonă cu pompierii. Nu am găsit la fața locului niciun reprezentant al vreunei firme. Nu știu nici acum cine este proprietarul pentru că nu am informații certe și nu aș vrea să fac speculații, a declarat Antonio Spânu, șeful gărzii de mediu Prahova. Depozitul aparține firmei Urban Icim, o societate cu acțiuni de la stat. În momentul izbucnirii incendiului, niciun angajat nu se afla în clădirea firmei. Flăcările s-au extins pe 8.000 de metri pătrați și au făcut scrum 5.000 de tone de plastic, cauciuc, hârtie și utilaje. Fumul a negrit toată zona de sud a orașului și a stârnit panică printre locuitori. Oamenii s-au închis în case și au baricadat ușile și ferestrele. Noua echipaje de pompieri s-au luptat cu flăcările de ieri după amiază până azi dimineață, când au reușit să stingă focul. Deocamdată nu se știe ce a declanșat incendiul. Până acum, reprezentanții firmei nu au oferit un punct de vedere cu privire la acest incident.